Bună, suntem în Limenaria și mergem la o tavernă foarte bună, gustoasă și din punctul nostru accesibilă. Din Limenaria, fix lângă port. Adică undeva în spatele nostru este portul din Limenaria. În fața se termină drumul, te urcă pe strada principală. Iar în ultimul sau antepenultimul restaurant sau tavernă din Limenaria este Costis. Din punctul meu de vedere, cum am zis și mai devreme, mâncare foarte, foarte bună, la un preț relativ destul de bun, servire foarte prietenoasă, este chiar pe patronul aici care te întâmpină tot timpul. Ce pot să zic? Vă recomand. O să vă arăt imediat cum arată și porțiile de mâncare și prețuri. Concediu plăcut și vă rog să-mi spuneți ce alte taverne mai găsim în Limenaria pentru a le încerca pe cele mai bune. Ia sas! Ia sas! Ia sas! Mena la parte, eu la parte! Acum ies dinăuntru de unde este bucătăria și din punctul meu de vedere este o tavernă tradițional grecească. Pe sus sunt tot felul de desene pictate, o atmosferă foarte plăcută și, cum v-am spus, poate nu arată cel mai modern, dar cu siguranță este tradițională. Patronul este un grec născut și crescut în Grecia. Iar mâncarea este foarte, foarte gustoasă și, cum am spus și mai devreme, nu este deloc scump. Cum am ieșit din restaurant, am trecut prin a doua parte de restaurant, iar fix aici este restaurantul lângă apă. O porție de tzatziki este 4 euro, o supă de pui este 5,50 euro, o supă de pește este 6,50 euro. O salată este 4 euro și ceva, o salată grecească 7,50 euro. Calamar prăjit care servește cu cartofi natur și cu tzatziki 8,90 euro. Un souvlaki de pui 9 euro. Un burger este 9 euro. Iar un suc este 2 euro. O bere 2,80 euro, 3,20 euro, în funcție de ce vrea fiecare să comande. Iar un vin la sticlă este undeva între 11 și 16,50 euro cel mai scump. Iar, cum se obișnuiește în Grecia, o dată cu nota de plată se aduce și un mic desert. În cazul nostru, au servit baclavale. Și cum vă plimbați prin Limenaria, dacă vreți să vă răcoriți, vă recomand să vă opriți la Ice Cream Land. Aici au înghețată 5 cupe, nu sunt foarte mari, dar sunt măricele, 5 cupe la 2 euro și sunt foarte gustoase. Dacă mai găsiți alte locații asemănătoare cu înghețată bună, vă rog să-mi spuneți. Nu uitați, Ice Cream Land. Aici găsim 70 de sortimente de înghețată, toate diferite. Am fost și anul trecut aici și revenim cu mare plăcere în fiecare an, deoarece ele sunt foarte gustoase și, cum spune și afișul, avem înghețată foarte bună, cea mai bună. Chiar vă recomandăm, costă 2,05 euro, sortimente diferite.